Cine mă asta aici? Dacă aveți să mâncați la masă. Nu, dacă vreți să comandați, să luați bat. Da, dacă se lasă așa, nu aveți voie prin sală. Nu pot să intru? De ce? Nu, nu mai lasă șeful mall. Cheamă șeful aici, că asta e discriminare, e o încălcare a unui drept fundamental. Okay, pe șef. Cheamă-l pe șef. Vreți să transversez doar, nu? Nu, vreau să intru pe perimetrul ăsta aici, că el când plătește taxe și impozite... Da. Aveți ăla de vaccin? Nu vreau să-l am. Eu așa ce, nu mi se pare normal să te pună pe tine într-o situație proastă? E o discriminare? Eu vă spun, eu fac ce zice el. Eu fac ce zice el. Cheamă-l pe șef. Da, cum fără? Eu îi chem și poliția. În legea 55 sau unde, anexă și asta, e neconstituțional. Unde ești, mă, Dane? A, Dane, sunt aceia, nu? Cheamă-l pe șef. Da, 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 nu e ce problemă. Ce firme e aici? Că-s mai multe. Ce? Ce firme e aici? Că-s mai multe. La ce? Mall? Care e șeful? De... A, șeful mall-ului, ți-a zis, sau șeful de unitate, he? Șeful care... De la pază. Da, de la mare. A, la mare. Ia, da. Cheamă-l, să vedem. Okay. Dragii mei, o discriminare exact ca în anii 30, anii 40. Șeful? Statul român face o discriminare. La KFC. Veniți, vă rog frumos, până sus, că are un domnul lămurit și vreau să vă ascult dumneavoastră. Exact. Pe Constituție. Nu știu, a zis, a filmat aici, așa zis. N-am certificatul ăsta, n-am accesul ăsta, n-am... Nu, nu, eu nu te-am forțat, nu, n-am... Nu, și eu vreau să... Vreau să iau un punct de vedere. Să vină, da? Asta este împotriva umanității. Cu el vorbiți dumneavoastră că eu sunt angajat. Uite, copiii sub vârsta de 12 ani au voie, da? Da. Da, da. Adică ăștia dacă se îmbolnăvesc, ei pot să te îmbolnăvesc. Doamne, aveți așteptătură, vorbiți cu el. Da, vine domnul Răbunescu. Am trecut eu peste, da. Am forțat nota? Da, nu, da. Dar voi nu, dar voi nu v-ați săturat să fiți români? Duși de nas? Și noi ce vin avem, ca de exemplu? Dar nu am zis de tine, omule. M-am legat eu de tine. Nu, nu, nu a zis domnul nimic. Mi se pare... Că este abuziv în Constituția României. Adică nu domnul spune. Vrea să intre aici, dar fără să ne arăte aia. Și am zis că nu se nu, fac. Nu fac, dacă mă condiționez, dacă sunt adeptul. Nu are vaccinul, e la pașchet, cei care vaccina așa are dovadă. Am înțeles, dar nu-i temeiul de lege, aici e problema. Înțelegi? Adică vrem să arătăm că sunteți duși de naș, fără să cunoașteți Constituția, țin statutul în... Atestatul ăla pe legea 333 nu ți-a spus că trebuie să ceri așa ceva, corect? Tu. Eu sunt angajat, eu n-am nicio vină. N-am nicio treabă, uitați-vă, domnul șef, nu ziua. Numele meu este Jean Hare Florin. Eu nu l-am forțat-o, domnule. Aveți ceva, vreun document sau vreo lege care să interzică și chiar în conformitate cu Constituția României această discriminare? De ce discriminare? Nu este discriminare. Dumneavoastră vedeți că nu este discriminare. Aici sunt niște reguli, da? Da, care sunt regulile? Uitați, ce scrie aici? Persoane vaccinate împotriva virusului, da? Da. Au acces. Da. Eu filmez. Frumos, nu? Nu filmați. E o proprietate privată. Da, domnule, nu vă dau acordul meu să mă filmați, da? Doamne, te faci de râs. Nu vreau să vezi mă filmez. Vezi că te faci de râs. Nu, dar nu dau acordul să mă filmez. Foarte bine, mă dai în judecată. Mă dai în judecată, da? Ia zi, nenă. Omul ăsta este șef. Este efect de firmă. Filmează fără aprobarea mea. Dă-i la ei la casă, fii atent. Păi aici e o domeniu. Nu accept să mă filmeze, du-te da? Acasă. Te duci acasă. Te lăsa acasă la mata, omule, te faci de râs. Dar nu ți-o dau, eu accept să mă filmeze. Dar nu vreau. Vete, ia fii atent. Ia cum te numești, domnule, dumneata. Răduleșcu mă numesc. Și mai cum, Răduleșcu Constantin. Da, poftim. Și dumneata e șef. Da. Domnule, statutul ăla. Eu nu-ți dau dreptul să mă filmez, fără aprobarea mea. Ai mască, domnule, ai mască, stai. Dă-mi-l pe stângul. Dă-mi-l pe stângul. Băi, fii atent. Hai la mișto, nu? Iisus, că nu dai dreptul. Că el ăla mișto, șef de pază. Fii atent. Mască de pungi pe stângul. Ai zis că nu-mi dai dreptul. Și eu ți-am zis, dă-mi-l pe stângul. Deci fii atent. Noi suntem discriminați, poporul român. Bă, Dane, unde te duci, mă? Stai-mă pe mă. Lasă-mă. Nu insist, mă, nu insist. Dar omul nu mai știe Constituția României și în atestatul lui, el se vărsește un abuz. Atenție, se vărsește un abuz. Și noi, ca să putem să facem chestia asta, facem plângere împotriva administratorul clădirii. Aia da, aia nu e. Apoi ce că este proprietate privată. El nu știe că e utilitate publică, da? Dar unde utilitate există? Publică, bă, în legea 55, fii atent, în legea 55 pe 2020. Oamenii ăștia, vedeți, ăștia mănâncă aici, uitați. Da? Vedeți? Da. Deci e o utilitate publică. Nu, dar ei nu au, bă. Învățați lucrurile ei și nu după au un statut, fii atent, ei nu au în fișa postului să îngrădească dreptul de liberă circulație într-o
utilitate publică, pentru că da, nu există o lege. Lasă-mă asta, mă, nu umblăm de asta. Noi nu forțăm tovarășul Rădulescu, care nu știu cum ai făcut de ești... Ce mă, omul ăsta? Șef de pază, nu? Șef de pază cu haina asta, pe n-are echipă, mă, trebuie să-l dăm la poliție să-i dea amendă. Da, o să primești amendă. Nu mă filmați că nu vă dau acordul, da? Omule, o să te dau pe mâna poliției, să-ți dea amendă pe legea 333-ul ăla, da? Că ai acolo... Uite băiatul ăsta, uite-l cum arată, da? El e șeful. Da, mă, dar e șef, are teneș, uite, are teneș. Bun, da, hai. Elită cu artă. Omule, o să ai probleme cu legea. Pune-mi pariu. Eu mă numesc Geana Hare Florin. Pune-mi pariu că o să ai probleme cu legea. Și o să te vezi la parchet cu mine. În grădirea dreptului de liberă mișcare, unde cer, dar ce, tu ești, ce ești? Ești cadru medical sau ce ești? Uite, facem altceva. Cheamă poliția sau ce? Uite, alții domni. Da. Da, cu cine avem onoare? Dacă... A, dar nu ne-ați interpelat. Nu. Dumneavoastră sunteți șef aici? Nu sunt șef. A, da, l-a chemat. Spuneți, Marius Petrescu, mă numesc de la operațional. De la operațional? Altul, da. Altul care nu este în echipament, mă. Operațional. Echipament? Păi, operațional ce înseamnă? De la firmă de pază? Nu, m-am prezentat. Da. Sunt de la AFI. A, magazinul AFI? Nu magazin, e un complex. Un complex? Da. Administrație? Da. Vă întreb așa doar. Nu am de ce să stau în uniformă. Pentru că nu am crezut că sunteți de la firmă. Nu, de la firmă. Mă ocup de partea operațională. Spuneți, vă rog frumos. În care e baza legii care interzice domnul filmare într-o utilitate publică? De ce ziceți dumneavoastră? Stai ok. Ei, domnul mi-a interzis. Mi-a interzis să nu filmez. Prin mine vă vede lumea de face reclamă. Pe dumneavoastră te duci acasă. Deci facem reclamă la fel. Dar care este temelul legii ale acestei discriminări? Eu n-am forțat, atenție, eu nu vreau să intru. Mi-a cerut, nu intru. Cu toate că ne e foame, uite. Ne e foame. Dar care este temelul legii? Deci am cumpărat și mă duc să mănânc afară, dar că ne lăsați. Constituțional, domnule, și dumneavoastră aveți aceleași drepturi ca și mine. Ok. În legea 55 sau orice lege vor ei, da? Unde spune că așa ceva, că trebuie certificatul ăsta? Sau vaccinul sau ce? De nenea câțu hâțu. Că dumneata, de exemplu, poți să fii vaccinat, da. Și îmi dai virus. Corect? Sunt, unde e logica? Da, logica? Unde sunt corect, acele... Da. Ce erau mai alea? Saltele. Știți că era da. Izoleta aia. Unde sunt izoletele? Știți care e problema? Da. Dacă asta sunt... Dat, nu, dat. Nu, domnul meu. Noi suntem legi că acceptăm domnul anumite meu. Prostii ale lor. Știți că în instanțele de judecată... Da, vă filmez. Și în direct și în relat. Da, un om care n-are nimic de ascuns. N-am ce să vă ascund. Dar dânsii sunt cadre medicale. Dar... Firma respectivă. Fii atent că o să te dau la firmă. Ia uitați-l. Dumneavoastră, de ce nu luați măsuri împotriva acestui om? Că trebuie să aibă echipament. Este la o firmă de pază? Dar are teneș, vedeți? Legea 333. Are teneș, domnule. Deci spune clar... per 2003, că omul trebuie să fie îmbrăcat în echipament. De ce nu trageți firma la răspundere? Vă rog, puteți să opriți. Eu vă trimit adresa, nu? La parchet. La parchet, da? Și vreau să știu parchetul, dacă firma asta, de ce eu te-am mai chemat pe altă? Dar ce a schimbat? Ce ați venit, mă, fraților, toți așa? Am început să ne înconjoare turcii. Nu vă înconjoară. Omule, te-am forțat eu să intru? Nu. A zis că vreau să vorbiți cu șeful. Dar unde e omul ăsta, e șeful? Dar zis să-l chem pe șeful? Am înțeles, dar nu rezultă că-i șeful. Cum? Șefule, cheamă poliția dacă nu te rogi. Roagă-te, ia roagă-mă, cum mă rogi? Uite, ai văzut valoarea lui șef? Apără-ți drepturile. Apără-ți drepturile, du-te în altă parte. Și fii atent, nu unde în altă parte, o să se termine aici. O să vă punem punct, iată cum stă el. Deci, un om când are ceva de ascuns, are comportamentul lui. Deci, nu știu cum a luat el atestatul ăsta, da? Dar să vedem la procuror ce să-i spună. Hai că de șef am scăpat. De ce? Mă te mâncăm până la urmă. Nu, că eu nu vreau să intru aici. Niciunui. N-am certificat. Înțelegi? Dar o să vedem, este în tenis. Fii atent, îți dai seama, tenis. Da, uitați-vă, domnul, cum ai zis? Deci să vedeți că... Are certificat. E certificat. E. La cuvet de la făcut, ați înțeles? E. Da? L-a făcut la chiuvetă, na. El îți arată un telefon momentan, nu-ți arată nimic. Ia, intrați că e liber aici. Da.